Obișnuiesc mai întâi să-L binecuvintez pe Domnul. De data aceasta, potrivit cu tema noastră, voi citi un cuvânt de binecuvântare din rugăciunea lui Daniel, din capitolul 2, de la versetul 20. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A Lui este înțelepciunea și puterea, El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți, El descoperă ce este adânc și ascuns, El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Amin. Și un cuvânt de binecuvântare pentru dumneavoastră toți, l-am cules din aceeași carte, că îmi place cum salutau împărații. Scrie în 4:1 că a spus Nebucadnețar în începutul scrisorii sale: să aveți multă pace. Iar în capitolul 6 este scris despre regele Medo-Persan, de data aceasta, care a spus și el, versetul 25, pacea să fie dată din belșug, amin. Iar ca text biblic, și m-aș bucura să folosiți împreună cu mine scripturile, voi citi din a doua carte a împăraților, capitolul 8, primele 6 versete, 2 împărați, 8 de la versetul 1. Elisei a zis femeia cărui fiul înviase: scoală-te, du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea. Căci Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foamete a și început. Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului Dumnezeu, a plecat ea și casa ei și a locuit 7 ani în țara filistenilor. După 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Împăratul stătea de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului Dumnezeu, și zicea: istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Și pe când istorisea împăratul cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia pe care fiul înviase. Elisei să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Gehazi a zis: împărate, domnul meu, iată femeia și iată fiul pe care l-a înviat Elisei. Împăratul a întrebat pe femeie și a istorisit faptul. Apoi împăratul i-a dat un dregător căruia i-a zis: vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia, cu toate veniturile ogorului, din ziua când a părăsit țara și până acum. Amin. Am intitulat gândurile care le am pe inimă pentru dumneavoastră subtitlul Călăuzirea în vremuri de criză. Socotesc că foametea de aici a fost o vreme de criză și că femeia aceasta a beneficiat de călăuzirea Domnului. De ce avem nevoie de călăuzire? Nu numai în vremuri de criză, dar atunci ea este mai imperativă. Pentru că noi oamenii suntem limitați și viitorul este necunoscut. Ba mai mult, trăim o lume în care, în primul rând, demonii și apoi oamenii sunt adesea în adversitate față de noi. Dar harul călăuzirii ne este dat de faptul că Dumnezeu ne poate fi favorabil. Sau altfel spus, noi suntem cam nepricepuți, dușmanii sunt mulți, numai că Dumnezeu ne poate veni în ajutor. Am spus aceasta ca să îi putem aduna pe toți care ne ascultă, să știe că și dacă nu sunt într-o vreme de criză, fie că vor ajunge, fie că nu-și vor da seama că sunt în criză, dar toți avem nevoie de călăuzirea Domnului. Aș vrea să privim mai întâi la ceea ce eu am numit lucrări externe de călăuzire, adică de informare prin alții, nu pe care le primim noi direct în ființa noastră. În cazul textului citat, călăuzirea externă a venit prin profetul Elisei, care a zis femeii din Sunem: scoală-te și du-te tu și casa ta și locuiește pentru o vreme unde vei putea.
Și i-a dat o explicație, că și Domnul va trimite o foamete de 7 ani peste țară și foametea a și început. Vreau să observăm aici că acest mesaj a fost foarte important, dar că nu i-a dat femeii toate datele de care ar fi avut nevoie. De exemplu, nu i-a spus în ce țară să meargă. Cum iată că românii s-ar duce poate și atâția sunt duși într-o țară în Europa și ar avea alternative. Mă duc în Italia sau mă duc în Anglia. Vreau să vă arăt și dintr-un alt pasaj biblic că adesea Dumnezeu nu ne transmite toate informațiile de care avem nevoie dintr-o dată la pachet. Scrie în 1 Samuel la capitolul 10 despre proaspătul anunțat rege Saul. Citesc de la versetul 2. Astăzi, ce datare concretă! Poate că ne-am dorit prorocii de genul celor cuprinse în aceste versete. După ce m-ai părăsit, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, la hotarul lui Beniamin, la Țelțah. Ei îți vor spune măgărițele pe care te-a dus să le cauți sau găsiți și iată că tatăl tău nu mai se gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice, ce să fac pentru fiul meu? De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de 3 oameni, suindu-se la Dumnezeu în Betel. Și ducând unul 3 iezi, altul 3 torte de pâine, iar altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da 2 pâini pe care le vei lua din mâna lor. După aceea vei ajunge la Ghibea lui Elohim, unde se află garnizoarea filistenilor. Și îi dă iarăși date să nu vă rețin cu toate. Și scrie apoi, de la versetul 7, când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal și eu voi pogori la tine ca să aduc arde tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștept 7 zile acolo până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai să faci. Deci iată că până la un punct i s-a spus cu subiect și predicat cu punct și virgulă. Dar la un moment dat au apărut puncte. Și deși i s-a spus că e vorba de 7 zile, nu i s-a comunicat ora, nu i s-a dat alte detalii și a gafat. Căci, repet, călăuzirea externă ce poate să ne parvină prin diverse surse supranaturale, de la Duhul Sfânt, evident, nu întotdeauna ne dă toate detaliile. Aș vrea să luăm și un alt caz. Noul Testament, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16. Pavel era hotărât să plece în a doua călătorie misionară, așa cum a rămas denumită, și spune Scriptura în Fapte 16, versetul 6, fiindcă au fost opriți de Duhul să vestească cuvântul Asia. S-au dus mai departe, au ajuns în altă parte, Duhul Iisus nu le-a dat voie. Și erau frământați. Versetul 9, noaptea, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stă în picioare și a avut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. Dar nu i-a spus că ce se va întâmpla acolo, ce va fi mai departe. I-a fost dat doar un reper, o parte din ceea ce avea nevoie. Cu siguranță că sunt și alte cazuri. De exemplu, fără să vă mai dau detalii, vi le amintesc doar ca idee, Dumnezeu a uns pe David ca rege prin Samuel. Dar tot ce a urmat până să ajungă el pe tron, n-a știut dinainte. Că nu degeaba spune el la un moment dat împăratului Moabile, auzi, ocrotește pe tata și pe mama la tine, până voi vedea ce va face Dumnezeu cu mine. N-a știut parcursul. Sau, să ne amintim de Avram. I-a spus Dumnezeu că-i de țara, că-i de un fiu, numai că lucrurile n-au fost atât de simple. La un moment dat știți, credea că este Eleazar, mai apoi că este Ismael, și de avea în urmă a priceput, măcar că atunci când a fost încercat pe muntele Moria, poate iar n-a mai priceput, dar a crezut. Dragii mei, trebuie să înțelegem așadar că Dumnezeu ne oferă direcții, mesaje călăuzitoare, dar ele nu fac din noi roboți. Nu acesta este scopul călăuzirii lui Dumnezeu, ca să ne teleghideze.
El ne vine în ajutor, dar ne spune doar informații limitate din ceea ce avem de făcut. Aș putea să mai amintesc pe patriarhul Iacov, care a fost înștiințat de Dumnezeu prin visele fiului său, pe care, cel puțin în parte, l-a pus la îndoială sau oricum nu le-a înțeles, și a fost nevoit să se deplaseze în Egipt. Dar cred că avea anumite temeri. El știa care era țara destinată. Și scrie în Genesa 46 că în drum, într-o noapte, Domnul le-a vorbit și astfel bătrânul de 130 de ani și-a continuat liniștit călătoria. Ar trebui în timp ce discutăm asta să ne vină în minte anumite mesaje primite din partea Domnului, prin profeții, prin vise, prin multe alte modalități pe care Dumnezeu le are la îndemână, că nu ne conduce pe toți ca pe magi cu stele. Aici, la sol, ne indică, în așa fel încât noi să pricepem pe unde și ce se va întâmpla. Aș vrea să observăm într-o a doua idee care este strâns legată de prima, că pe lângă aceste lucrări de călăuzire externă, Dumnezeu ne oferă lucrări de călăuzire internă. Adică, trebuie să înțeleg eu care am un mesaj din partea lui Dumnezeu, cum se interpretează. Și aici există o cheie care nu-i dată de pricepere, ci de prezența Duhului care a fost peste proroc să fie și în mine. Sau dacă e vorba de o altă formă în care Dumnezeu a transmis mesajul, dacă și eu sunt pe unda lui Dumnezeu, diferența aia de 20% sau de 10% sau cât o fi, ce nu a fost specificat în mesaj, mi-o dă Dumnezeu mie. Pentru că atât mesajele externe cât și interne ne parvin prin Duhul lui Dumnezeu, care facilitează traiectorile vieții noastre. Mă întorc la textul care l-am citit. Cum spuneam, Elisei nu i-a spus țara în care să se ducă. Sau, mai amănunțit, nu i-a spus când să se întoarcă. Și citesc acum de la versetul 2, recitesc. Femeia s-a sculat și a făcut după cuvântul omului Dumnezeu și a plecat ea și casa ei și a locuit 7 ani în țara filistenilor. După 7 ani, femeia s-a întors din țara filistenilor și s-a dus să roage pe împărat pentru casa și ogorul ei. Iată ce interesant că a venit la fix. Dar i-a spus Elisei când să se întoarcă. I-a spus ziua? Nu. Aici se pare că a avut ea lumină de la Domnul. S-ar putea să fie mesaje care să ne perturbeze, sunt profeții false, diavolul emite unde și semnale greșite. Dar, repet, aici este harul copiilor lui Dumnezeu, că lor nu li se aprinde becul verde. Știți că e prorocea lui Ahab, sute de proroci, du-te la război. Și era acolo un om al lui Dumnezeu, Safat, și-a întrebat, da? Nu mai ai și alt proroc? De ce nu ți ajung? Da, dar mie ceva nu-mi dă lungul culatul, ceva în duhul minții mele mi se spune că nu este clar. Și știți că mesajul profetului Mica a fost cu totul diferit. Aș vrea să iau un alt caz pentru a pricepe asta mai bine. Deschideți cu mine la Ieremia 42. Ca să vedeți că nu totul ține de mesajele externe. Fără călăuzirea internă, nu ne descurcăm. Scrie aici că după ce împăratul Babilonului a cucerit Ierusalimul, a distrus templul, au rămas câțiva soldați ascunși și câțiva oameni săraci în țară. Citeți de la versetul 2. Aceștia, în mod deosebit anumiți ofițeri, au zis lui Ieremia, fie bine primite netea rugămintea noastră, mijlocește pentru noi la Domnul. Versetul 3, binevoiască Domnul să ne arate drumul.
pe care să mergem să ne spună ce avem de făcut la o asemenea cerere frumos formulată, adresată corect. Ieremia a zis, am auzit, iată mă voi ruga Domnului. Ei au zis, versetul 5, Domnul să fie martor dacă nu vom face tot ce-ți va porunci Domnul să ne spui, fie bine, fie rău, adică fie care convine, fie care ne convine. Vom asculta de glasul Domnului. După 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia și a fost un mesaj foarte clar. Nu vă duceți în Egipt. Ei se temeau de babilonien. Domnul a spus 12, îi voi umfla milă de voi lui Nebucadnețar și vă va cruța. Și ascultați, versetul 19, ca o concluzie, spune profetul, rămășiți al lui Iuda, Domnul vă zice, nu vă duceți în Egipt, băgați de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. Și acum citesc capitolul 43, de la versetul 2. Aceștia au zis lui Ieremia, minți, nu Domnul Dumnezeu nostru te-a însărcinat să ne spui nu veți în Egipt, ci Baruc, fiul lui Neria, te atâță împotriva noastră. Iată că poate fi și un mesaj clar, dacă nu ești într-o stare bună înaintea Domnului, e cum scrie în Isaia 29, orică nu știi citi și dacă știi citi, parcă e pecetruit. Și numai că nu pricepi. Așadar, să ne dea Domnul Harul să beneficiem de surse externe sigure, dar mai mult să ne dea Bunul Dumnezeu Harul să fim noi într-o relație bună cu El, ca să nu ne rătăcim. Pentru că scrie în Cartea Psalmilor, vă citesc din capitolul 97, versetul 11, lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria peste cei cu inima curată. Da, altfel, cu cei mai puternici proroci, nu ne descurcăm. Aș vrea să iau un text care privește ziua de mâine, dar procesul a început de azi. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, scrie despre ultima generație. Și știți, oamenii se gândesc, sunt niște noțiuni generale, sumare, care le știu toți, de anticrist, de fiară, de 666. Și am auzit pe cineva spunând, eu nu primesc 666 cu nicio formă. Și cunoscându-l a zis, da, tu ești deja la 660. Cum ai ajuns până aici și mai este doar un pas. Ascultați ce vă citesc din 2 Tesaloniceni 2 de la versetul 9. Arătarea lucrărilor nefaste ale diavolului, prin care va induce în eroare o lume întreagă. Se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăjirile juirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Deci, pericolul nu este dat de rătăcirea din exterior, ci de faptul că aceasta face priză cu păcatul dinăuntru ființei omului. Că e foarte valabil faptul că la sfinți nu prinde blestemul și la păcătoși nu prinde binecuvântarea. Așa că este bine să cercetăm izvorul, dar e bine să ne uităm și dacă e vasul curat când ducem la izvor. Ca nu cumva să ne vorbească Domnul în mânie și mesajele să nu fie de la Dumnezeu sau, cum a fost în cazul celui citat din Ieremia, să fie de la Dumnezeu, dar noi să nu putem crede, să interpretăm greșit, să contestăm ceea ce este autentic și să credem autentic ceea ce este fals. Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă amintesc, dacă tot am amintit de a doua venire, că la prima venire preoții știau de unde trebuie să nască Domnul, numai că Dumnezeu lucrează tainic. S-a născut în Betleem și a fugit în altă parte cu el.
Dar ceilalți, Simeon, Ana, au fost mânați de Duhul tocmai la momentul potrivit să-L întâlnească la templu. Dacă știa atunci preoții, veneau și ei, ori cu gură, ori de curioși. Numai că lucrările Domnului, cum zice în Proverbe, că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Oare cum ați vrea să ne călăuzească Dumnezeu așa foarte exact, mecanic, atunci ce ne mai revine nouă? Dacă alții mestecă pentru noi, numai să înghițim, trebuie să mestecăm noi. Și dacă vom fi curați la suflet, vom avea o înțelegere curată. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș vrea să trec la o a treia idee. Este foarte important în procesul călăuzirii cum vor curge evenimentele, evoluția evenimentelor pe teren va fi prima dovadă a unei călăuziri corecte. Nu dovada întreagă, doar o primă dovadă. Mă întorc la cazul textului citat, 2 Împărați, capitolul 8. Femeia aceasta, cum vă spuneam, s-a întors în cel mai potrivit moment. Dar nu numai că a venit în ziua cea mai potrivită, a venit în minutele cele mai potrivite. Recitesc versetul 5. Și pe când istorisea împăratului cum înviase pe un mort, tocmai a venit femeia cărui fiul înviase. Ai zice că a fost o conectare computerizată. Și nu numai că împăratul acesta, care nu era un împărat evlavios, a avut disponibilitatea să întrebe despre lucrări făcute Domnul prin Elisei, slujitorul ajunsese tocmai la cazul acesta dintre altele și împăratul a devenit acum mai interesant și a ascultat în reluare cazul din gura femeii. Ceea ce dovedește că mersul evenimentelor a fost favorabil, a fost o dovadă că femeia aceasta și casa ei au fost călăuzite unde să meargă și când s-au întors, în ce moment să se ducă la împărat. Foarte important asta. Așa ca și la celelalte două idei, vreau să iau un alt caz ca să vă dovedesc cu mai multe mărturii din Biblie. Sunt și pe teren, dar astea din Biblie le puteți reciti oricând doriți. În Genesa 24 este scris că s-a pus la cale căsătoria lui Isaac. Și adesea suntem întrebați de tineri, frate, cum să fim călăuziți, ce să facem? Eu vreau să observăm cele petrecute aici în ideea noastră, evoluția evenimentelor. Știți, robul a primit mandatul și a luat semnătura și de sus, cu rugăciune, contrasemnarea, și a pornit și scrie la versetul 13. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor în cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căruia voi zice. Și acum e interesant, 15. Nu sfârșise el încă de vorbit. Parcă și aici a fost o potrivire computerizată. Vine Rebeca, știți, evenimentele, și scrie de la versetul 21. Omul o privea cu mirare fără să zică nimic, ca să vadă dacă Dumnezeu a făcut să izbutească sau nu călătoria. Deci a urmărit evenimentele, să vadă mergând într-acolo, aceea este direcția. Și, cum știți, toate s-au consumat într-un mod fericit, așa încât în versetul 50 scrie Laban și Betuel, drept răspuns, i-au zis, de la Domnul vine lucrul acesta. Noi nu-ți mai putem spune nici rău, nici bine, că totul a fost foarte frumos.
Mersul evenimentelor, repet, dovedește călăuzirea. Să ne reamintim puțin de momentul acela cu Ahab și Iosafat. Au mers pe front și împăratul lui Israel a avut ideea să se deghizeze, dar i-a cerut împăratului Iuda să rămână cu hainele lui împărătești. Ajung pe front și culmilor ar spune, Ahab în haine obișnuite, fără să fie în linia întâi, este țintit de săgeată, Iosafat, ușor de detectat când ceilalți căutau doar împăratul, a fost și înconjurat și scapă. Și după ce au văzut oamenii cum a scăpat Iosafat și cum Ahab este rănit, le-a mai venit, crede oare, în sutele de proroci? Că iată că evenimentele nu mai erau în concordanță cu mesajele. S-au blocat. Pe când Iosafat și cei ce erau rămași acasă, când o fi auzit Zedechia căruia a spus, Mica, o să vezi tu când o să cauți unde să te ascunzi, să-l fi oprit, băi, dar cum a fost prorocia? Iată că n-a fost bună călăuzirea. Ei, uneori ne întrebăm unde a fost problema greșită, în sursele externe sau în cele interne? Că iată că evenimentele nu merg în direcția dorită. Se poate întâmpla, dacă tot am amintit caz de căsătorie, să aibă cineva fixat, o fată sau un băiat cu tare pentru mine și celălalt nici să n-aud. Nu, că va fi cum cred eu. Și numai că vine ziua anunții. Atunci trebuie să-ți dea de gândit că ceva n-a fost în regulă. Aș vrea să luăm un caz care mie mi se pare interesant ca să vedeți cum prinde Dumnezeu pe cei ce nu-s cu inima curată și cum se încurcă. Scrie la Genesa 42 că au plecat frații lui Iosif în Egipt, că doar trebuia să meargă să-l întâlnească, fiindcă ei l-au trimis. Știți ce s-a întâmplat, l-a oprit pe Simeon, la celălalt le-a dat drumul și acum le era frică să meargă, pentru că trebuia să aibă cu ei și pe Beniamin. Și scrie în Genesa 43, de la versetul 6, Israel atunci, pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și a spus omul aceluia că mă aveți un frate? Nu putea să nu spuneți. Ei au răspuns. Omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis, mai trăiește tatăl vostru, mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns la întrebările acestea, acum fiți atenți. Puteam noi să știm ce are să zică? Aduceți pe fratele vostru? E drept că voi putea să știți, că nu putea să știți ce avea să zică, dar voi putea să știți că Iosif trebuia să-l ajungă conducător, nu să-l vindeți. Dar pentru că ei n-au ținut cont de acele vise, acum au ajuns încurcați. Și evenimentele de pe teren nu mai potriveau cu binecuvântările lui Isaac și a lui Iacob. Și scrie în 42 cu 22, Ruben a zis, nu vă spuneam eu să nu faci o astfel de nelegiuire? Dar cine le-au amintit de nelegiuire? Procurorul intern, probabil, cugetul. Uite ce am făcut, ceva nu în regulă. Da, pe cei neprihăniți Dumnezeu îi scapă și evenimentele merg în direcția dorită de Domnul și potrivit planului lui pentru ei. Cât despre ceilalți, cu sau fără mesaje externe, se încurcă. Am auzit relatarea unui tânăr care avea un plan să se căsătorească. Și parcă, așa cum vă spuneam, de Iosafat în inima lui, ceva nu potrivea. Nu primea o încredințare de plină. Și s-a unit împreună cu alți tineri să postească pentru lucrarea aceasta, care e foarte importantă.
Și când s-a încheiat postul, primește un telefon. O soră cu voce tremurând îi spune: discuți cu fata cu tare, da, și vrei să te căsătorești? Da, am fixat nuntă. Băi, băiete, fata asta trăiește cu bărbatul meu. Azi am aflat și îi dă un indiciu foarte clar: du-te repede să vezi că îi vei găsi împreună. Și așa a fost. Iată că Dumnezeu pe-a lui scapă. Cât despre ceilalți, ajung în încurcături și până la un loc toate merg. Dar la un moment dat se înfundă drumul și nu mai știe ce e de făcut. Într-o situație, un tânăr a avut un mesaj să ia în căsătorie o fată, a luat-o, de fapt mai multe mesaje, și după câteva vreme spune: eu nu mai cred în proroci, nu-i ce am căutat. Și spune cineva: dar tu vrei să știi doar ce ai căutat fără să spui pe unde ai umblat. Dar ce voiai să-ți dea Dumnezeu? Altceva? Așa îmi spunea cineva: frate, să-mi spui un proroc adevărat, eu vreau să știu unde să mă duc, să câștig într-o afacere, vreau să știu când mă însor, să iau o fată bună. Și i-a spus: măi băiete, tu crezi că s-a inventat șmecheria asta? Dumnezeu să slujească ție de ghicitor, să câștigi tu la loz în plic? Nu se poate. Vei vedea, repet, cu sau fără mesaje externe, că dacă nu ești credincios și nu ești neprihănit, te încurci. Și în ultimul rând, dragii mei, aș vrea să vă arăt rezultatele călăuzirii divine. Acestea sunt dovada deplină a unei călăuziri de la Domnul. Rezultatele, sfârșitul laudă lucrarea. Dacă sfârșitul e fericit, frumos, e tot ce am făptuit. Dacă sfârșitul e rușinos, zadarnic am pornit frumos. Îmi povesteau frații din Bucovina cu ani în urmă că cineva doritor să facă miracole și cam atât, a visat într-o noapte să se scoale, să meargă la un tren, că în gară îl va întâlni pe un alt frate căruia a vorbit Dumnezeu și el și lui, să meargă într-o anume adunare și acolo să arunce bastonul înaintea adunării, se va preface într-un șarpe și se va declanșa minunile. Și l-a întâlnit pe acel frate în gară și el visase la fel și au ajuns în adunarea aceea, că doar de acum ce-i mai împiedica? Numai că atunci când au aruncat bastonul, după vreme au trebuit să-și lea. Dar nu de coadă, ca Moise șarpele, ci să-și ia bâta înapoi. Și au zis: băi, unde am greșit? Păi Domnul ne-a trimis să predicăm Evanghelia și dacă vrea să însoțească asta cu semne, foarte bine. Dar dacă noi vrem să facem altfel și pe deasupra să mai fie și mândrie și nu inima curată, e foarte important, dragii mei, să urmărim lucrurile până în final, să vedem ce se întâmplă, cum scrie despre Sfinți, să le urmărești capătul, să vezi, este alb. Asta e important. Întorcându-mă aici, la femeia asta, pentru că împăratul a auzit din gura ei și cu siguranță a fost marcat, a spus următoarele către un dregător: vei să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia cu toate veniturile ogori din ziua când a părăsit țara până acum. Adică, atunci când ești călăuzit, nu e nicio zi pierdută. Nu e nicio pagubă. Ba mai mult, când suntem călăuziți, nu sunt pierderi, nici de vieți, ceea ce este mai important. Să luăm un exemplu în privința aceasta din cartea 1 a lui Samuel, capitolul 30, fără să comentăm plecarea lui David pe front cu Achiș. Luăm doar partea asta, că noi vorbim de călăuzire în vreme de criză. Ce criză mai mare decât că s-au întors la Țiclag
nu mai erau nici corturi, nici neveste, nici copii. Pustiu totul, ars. Și scrie în Samuel 30, versetul 4, atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Bărbați, nu femei. Asta da criză, așa-i? Versul 6, David a fost în mare strâmturare că și poporul voia abia să-l ucidă cu pietre, fiindcă toți erau amăriți în suflet, fiecare de pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprins pe Domnul și a zis preotului Abiatar, adu-mi efodul, călăuzire. Și a întrebat. Apoi, vedeți, mesajul nu-i spunea tot. Dar Dumnezeu a făcut ca pe drum să întâlnească pe un tânăr care i-a dus la cotropitor și citesc doar ceea ce mă interesează la punctul acesta, versetul 18. David a scăpat astfel tot ce luase amareciții și a scăpat și pe cele două neveste ale lui. Nu le-a lipsit nimeni. De la mic până la mare, nici fiu, nici fiică, nici un lucru din pradă, nimic din ce li se luase. David a adus înapoi totul. Călăuzire. Să fie fără pierdere. Atunci se va vedea că suntem călăuziți dacă la finalul vieții familia noastră ajunge întreagă în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu irosim ani pentru că mersul evenimentelor și finalul vor dovedi dacă am fost sau nu călăuziți. Numai că uneori se întâmplă așa ca pe corabia care mergea Pavel sub arest la Roma. Ascultă oamenii de oameni în loc să asculte de Domnul. Și Pavel le-a zis, nu vă spuneam. Da, da. Trebuie să fii înțelept să faci asta. Cum era la noi un bătrân, avea o voce așa blajină și când spunea la oameni ce să facă și vedea că n-ascultă și mai relua o dată și dacă tot n-ascultă, făcea încheierea cu următoarele cuvinte, dând din cap, greu-i să fii cu minte. Da, poate să fii pocăit și mai greu, numai că atunci când ești pocăit, ești și cu minte. Că Dumnezeu prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și se încurcă, nu se descurcă. Dar când ești sub călăuzirea Domnului și dacă ai de-a face, cum spunea cineva, cu încurcături omenești care se dovedesc a fi aranjamente dumnezeiești, că toate în final se soldează cu binecuvântare, cu har. Altfel, dacă nu-i călăuzire măcar la unul, cum scrie de Abigail, bine a zis robul către ea, dacă nu intervii, nici noi nu scăpăm și nici bunurile nu scapă. Să ne dea bunul Dumnezeu harul, așadar, în mod deosebit în vremuri grele, să știm încotro să o apucăm. Ne ducem în altă țară, nu ne ducem, ne mutăm într-altă zonă sau nu, ne căsătorim cu cine, când și cum, facem o anumită lucrare. Îmi vine în minte să vă spun ceva mai simplu. I-a vorbit domnul unui frate din zona Maramureș să se ducă la o soră în vârstă văduvă cu ceva alimente. Și era liber în acel weekend. Dar a zis, mă duc peste două săptămâni că mai am altă treabă și le rezolv pe amândouă. Și s-a dus. Numai că atunci când ajunge la sora, ea îi spune, o, dragul meu, am fost în mare lipsă acum două săptămâni. Dar a venit cineva și mi-a adus tot ce aveam nevoie. Dar, soră, primește-le acum și pe ambele. Nu trebuie, că n-am vrut să le pun, du-le unde vrei. Și zice, am ieșit înapoi în stradă cu ele, și mă întrebam unde să le duc. Și mi-a zis Dumnezeu, dacă nu le-ai dus când ți-a spus, du-le unde vreau. Foarte importantă călăuzirea. Lucruri mari și în lucruri mici. Mi-au povestit frații din Ucraina că un frate a fost trimis să ducă tot așa ceva de ale mâncării la o familie. Dar așa s-a întâmplat că n-a putut să ajungă decât seara
Era un cartier mai periculos, s-a dat jos dintr-un mijloc de transport în comun și a pornit, știa el adresa, dar cu oarecare teamă să nu fie atacat, era noapte, nu erau lumini pe stâlp ca acum. Și deodată apare lângă el un om așa mai solid și spune, hai să te ajut la bagaje că și eu mă duc într-acolo. Fratele s-a gândit, măi, dacă e om bun, mă duc în siguranță până acolo, dar dacă e un tâlhar, ce, de altfel ce se mai facă, deja mi le-a luat. S-a dus, când ajunge acolo, sună sau bate la ușă în geam, nu răspund. La ora aceea se temeau să răspundă, v-am spus, era un cartier mai periculos. Dar cel ce l-a ajutat îi zice, insistă că sunt acasă. Insistă și până la urmă vine fratele și bucuros. Oh, cum ai reușit să le aduci, uite, bagaje grele. M-a ajutat dumnealui. Ia-l de unde nu-i. Că a dispărut. Da, relatarea a continuat. S-au bucurat. Gazda a mulțumit. Și a culcat fratele acolo peste noapte. Noapte în care visează că îi spune Domnul, eu te-am ajutat, dar tu nu știi să mulțumești. Că ți-a fost frică pe drum. Așadar, dragii mei, să ne rămână asta în final, că Dumnezeu ne călăuzește, face ca să se implice în toate și noi să nu spunem, eu am venit aici că am știut drumul. Auzi, oricum, picioarele nu tu ți le-ai fabricat. Nici pământul pe care umbli nu tu l-ai așezat să fie accesibil. La urmă, toate este la Dumnezeu. Așadar, vreau în final să înțelegem că lumina este dată pentru cei ce vor să umble în lumină. Că degeaba vrei lumină, dar să nu se vadă ce o faci tu. Nu, nu, nu. Ori vrei lumină de jur împrejur, ori dacă nu, nu o să ai parte de lumină. Și în al doilea rând să nu uităm că Dumnezeu, Cel care ne înștiințează prin alții sau direct ne spune nouă, e Cel ce controlează evenimentele și care realizează finalul binecuvântat. Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce, scrie acolo, două chestiuni, iubesc pe Dumnezeu și sunt după planul Său. Așadar, să ne dăm mâna în mâna Domnului. În vremuri bune și în vremuri de criză, să ne călăuzească, să fim cu încredere, că și dacă pe drum este teren mai accidentat, finalul împreună cu Dumnezeu este binecuvântat, mărit să fie Domnul. Să ne dea bunul Dumnezeu harul să fim călăuziți în orice vreme și tot în orice vreme noi să-L lăudăm pentru tot ce face pentru noi, de la început până la sfârșit, Cel ce este Alfa și Omega, binecuvântat să fie în veci. Amin.